Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în postul mare, în postul părisimilor sau al paștilor, la anul Mântuirii 2013. În biserică fiecare an este un an al Mântuirii. Vorbim cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, despre ortodoxie. Ce înseamnă să fii ortodox? Sărut dreapta, Preasfințite Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am găsit! Preasfințite, spuneam și dragilor telespectatori, vorbim despre ortodoxie. Prima duminică a Postului cel Mare este Duminica Ortodoxiei și sigur că legăm de icoană. Totuși, pentru început, aș vrea să vă întreb ce înseamnă să fii ortodox? Pentru noi, românii din Ungaria, dar cred că și pentru cei de acasă, cei din România, din Patriarhia Română și peste tot, nu doar pentru români, pentru toți ortodoxii, a fi ortodox cred că este un mare dar de la Dumnezeu. Înseamnă a-ți cunoaște și a-ți trăi această tradiție a bisericii care este iată de mai bine de 2000 de ani. Înseamnă a-ți mărturisi această identitate și a-L descoperi pe Dumnezeu prin intermediul rugăciunilor, prin intermediul învățăturilor, prin intermediul tradiției, prin intermediul a tot ceea ce Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ne pune la dispoziție. Părintele Rafael Noica, într-o carte, spunea că ortodoxia este însăși firea omului. Și acest părinte, fiul renumitului filozof și marului filozof al nostru, Constantin Noica, a avut parte de o experiență spirituală specială, deosebită, până când a ajuns să descopere ortodoxia ca pe, să spunem, partea cea mai potrivită, ca pe esența nu doar a lui ca și persoană, ci ca pe esența tuturor ortodoxilor care se încadrează în această identitate și a ajuns să simtă și să trăiască ortodoxia ca fiind însăși firea omului, să spunem, spațiu sau identitatea în care el se regăsește cel mai bine. Și am putea să spunem și pentru noi același lucru. Ortodoxia este o mare bucurie, o mare binecuvântare și un mare dar de la Dumnezeu, chiar dacă poate nu de la început ajunge omul, nu din tinerețe, nu din copilărie, nu din primele zile, nu din primii ani ai vieții sale, ajunge să o înțeleagă și să o simtă și să o trăiască ca pe însăși ființa lui, dar cred că acolo va trebui să ajungem într-o bună zi cu toți ortodoxi. Preasfințite Părinte, să vorbim despre ortodoxie ca despre învățătura cea dreaptă. Învățătura de credință. Bineînțeles, în primul rând, pentru că ați menționat această Duminică Ortodoxie și care reprezintă un eveniment istoric, pe de o parte, petrecut în anul 843 la un sinod foarte important pentru creștinii de pretutindeni și care consemnează o altă învățătură de credință de dinainte, anterioară a Bisericii, la cel de-al șaptelea sinod ecumenic din anul 787. Și ne gândim la aceasta pentru că, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, acest aspect este fundamental. Și anume, pe de o parte, al păstrării tradiției, deci a unor rânduieli pe care noi nu le adaptăm în sensul de a renunța la unele și a aduce noutăți față de ceea ce am primit de la înaintașii noștri, pe de altă parte, în învățăturii de credință. Învățătură de credință care a fost foarte bine cercetată și însușită de către Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, de către ierarhii, în primul rând, de cei care au și participat la sinoadele ecumenice și care au cristalizat această învățătură, dar care, iată, a fost transformată foarte ușor și foarte frumos și cuprinsă, cum să spun, s-am putea spune, încadrată în însăși esența vieții creștinului care reprezintă slujbele bisericii. Deci aceste rugăciuni extraordinare pe care noi le săvârșim în fiecare seară, în fiecare dimineață și mai ales la momentele de sărbătoare, premergător momentelor de sărbătoare și la Sfânta Liturghie și care concretizează învățătura de credință a Bisericii. Această Duminică a Ortodoxiei, să spunem, cristalizează și stabilește odată pentru totdeauna una dintre învățăturile fundamentale ale Bisericii creștin-ortodoxe și anume, pe de o parte, icoana, biruința cultului icoanei și justificarea, să spunem, faptul că este just, că este foarte bine primit și recomandabil pentru toți creștinii dintotdeauna și s-a stabilit aceasta, că icoana
nu reprezintă o abatere de la învățătura Bisericii, nu reprezintă nici de cum o erezie, ci reprezintă un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă oamenilor prin însăși persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu, Fiul, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, își ia trup omenesc din trupul preacuratei Fecioare Maria și prin acest trup practic lucrează mântuirea oamenilor și devine nu doar prezența vie și concretă în mijlocul lumii a lui Dumnezeu, ci devine în același timp și un model pentru fiecare dintre noi oameni. Deci păstrăm în această duminică a Ortodoxiei și afirmăm în mod hotărât și în mod deplin, să spunem, importanța fundamentală a dogmelor Bisericii, a învățăturilor de credință a Bisericii, nu în sensul că aceste învățături sunt ceva care au fost date fără a le cerceta și care trebuie acceptate orbește, ci pentru că sunt niște principii pe care părinții noștri, Sfinții Ierarhi de la Sinoadele Ecumenice și toți creștinii, începând cu Sfinții Apostoli, le-au descoperit, le-au cristalizat, le-au experimentat, le-au primit ca pe un mare dar, ca pe niște jaloane care direcționează drumul nostru spre Împărăția Cerurilor și de aceea sunt foarte importante. Deci, Preasfințite Părinte, la Duminica Ortodoxiei vorbim despre întruparea Mântuitorului Hristos. În primul rând, ca fundament al icoanei. Și ca fundament al relației noastre cu Dumnezeu. Și spunem de altfel că Hristos este icoana prin excelență, dar și noi oamenii suntem după chipul lui Dumnezeu, deci icoana este Hristos, arhetipul, și noi suntem icoana slavei lui Dumnezeu, fiindcă spunem în slujba de înmormântare că omul este chipul slavei celei negrăite a lui Dumnezeu. Deci omul este și el icoană, icoana slavei lui Dumnezeu. Spune undeva în învățătura de credință a Bisericii că atunci și în paginile Sfintei Scripturi, că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, el a avut un model în față, un prototip, așa cum a spus și noastră, înainte încă de întrupare. Și anume Tatăl, avându-l pe Fiu, dacă putem să ne imaginăm în termeni plastici această imagine, l-a luat pământ care este tot o lucrare a mâinilor lui Dumnezeu și a suflat în acest pământ suflare de viață, iar pe acest om l-a făcut după chipul fiului său. Și din păcate, prin intervenția păcatului și prin neascultarea lui Adam, prin viclenia șarpelui, încă un element, din păcate, foarte nepotrivit și foarte dureros și străin a intrat în această fire omenească, și anume păcatul, iar înfățișarea cea frumoasă a chipului lui Dumnezeu a fost alterată, a fost grav, să spunem, afectată de acest păcat și de aceea era nevoie ca această legătură a omului cu Dumnezeu să fie refăcută. Era nevoie ca acest chip prea frumos al omului făcut după chipul Fiului lui Dumnezeu să fie reîntărit, imprimat din nou, ca frumusețea lui Dumnezeu să strălucească din nou cu putere în chipul făpturii sale cele mai de preț, care este omul. Și de aceea am putea să spunem că și la înmormântare avem, între alte cântări minunate, această cântare, chipul slavei tale cele negrăite sunt măcar că port rănile păcatului. Miluiește zidirea ta și mă întoarce la chipul pe care l-am avut înainte. Deci păcatele afectează firea omenească, putem să spunem că afectează chiar și într-o măsură foarte concretă. Iată, într-o carte de învățătură și în viața unui sfânt, Sfântul Siluan Atonitul, dacă tot ne putem referi la învățătura și la viața sa, fiind un sfânt apropiat sufletului meu, spune că a văzut în mănăstirea în care el trăia oameni care veneau acolo marcați de păcat, cărora păcatul atât de mult s-a imprimat în însăși ființa lor, încât făcea ca fețele lor să fie greu de suportat la vedere, să fie urâțite de această energie și de această forță a păcatului, care duce o luptă teribilă cu lucrarea lui Dumnezeu și cu chipul lui Dumnezeu din om și care, începând în mănăstire să trăiască o viață de adevărată pocăință, să facă ca din nou chipul frumos sau frumusețea din adâncuri a acelei persoane să strălucească din nou pe fața sa
și glasul să li se schimbe, obiceiurile să li se schimbe, înfățișarea feței să li se schimbe din nou și să strălucească iarăși în acea persoană harul lui Dumnezeu și frumusețea cea din tâi a chipului lui Dumnezeu de care cu toți avem nevoie. Iar moartea, practic, nu face altceva decât să întrerupă o anumită fază a existenței, aceasta în care cu toții ne aflăm, faza aceasta trecătoare a vieții în această lume, și să îl, să spunem, să îl înădească, să îl pună pe om definitiv în legătură cu, nu numai cu prototipul său, ci și cu răscumpărătorul și mântuitorul său, fiind, așa cum o spunea și Sfântul Apostol Pavel, doar o trecere dintr-o lume în altă lume, cea veșnică, spre care cu toții ne îndreptăm și după care însetăm. Preasfințite Părinte, pentru că vorbeam despre întrupare, în persoana Mântuitorului Hristos vedem o singură față, dumnezeiască și omenească. Și fața Domnului Hristos este de fapt bucuria, miezul, viața. Și ce spunem în Ortodoxie? Luminează-ți, Doamne, fața Ta spre noi și ne mântuiește. Da, arată-ți fața Ta peste noi și ne învață îndreptările Tale. Este foarte frumoasă această expresie pe care ați evocat-o dumneavoastră, și anume în Ortodoxie noi ne reîntâlnim cu prototipul nostru, Mântuitorul Iisus Hristos prinde chip și ajunge să crească în noi, să ne apropie și pe noi de vârsta plinătății sale, cum spune tot Sfântul Apostol Pavel. Și de aceea, dacă stăm bine să ne uităm la icoanele Sfinților, icoanele acestea, începând încă de atunci, de la biruința din Duminica Ortodoxiei, de la biruința definitivă a icoanelor în cultul bisericii și până în ziua de astăzi, consemnează multe modele de astfel de chipuri ajunse la desăvârșire, ajunse la plinitatea lor, mulți sfinți, și iată că acești sfinți, deși sunt persoane distincte, deși sunt persoane unice, fiecare persoană este unică în felul ei, au totuși ceva comun. Și acest ceva comun este persoana Mântuitorului Iisus Hristos și multe dintre chipurile sfinților ajung să semene cu El. Lumina aceasta negrăită a lui Dumnezeu, pe care El o aduce în lume și vrea să o dăruiască oamenilor ca să nu umblăm în întuneric, aceasta a strălucit în sufletele, în trupurile și pe chipurile sfinților. Și această lumină ar trebui să strălucească pe fața fiecăruia dintre noi. Poate să strălucească, Preasfințite Părinte? De ce să nu poată? Trebuie să încercăm, trebuie să credem aceasta și trebuie să pornim și noi pe acest drum al credinței, pentru că nu suntem îndemnați să arătăm ceva ce nu ne aparține. Deci dacă suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să lucreze în noi și vrea pe toți să ne aducă la frumusețea chipului Fiului Său, celui unic, și pe de altă parte această strălucire o dobândim în biserică, prin viețuirea aceasta, duminică de duminică în biserică, dar și prin celelalte rânduiele ale bisericii pe care trebuie un creștin să le cunoască și să le împlinească în fiecare zi. Și mă refer aici în primul rând la rugăciune, care ne apropie foarte mult de Dumnezeu, la citirea Sfintelor Scripturi și a cuvintelor de folos rămase de la înaintașii și părinții noștri, și iarăși la două dintre tainele foarte importante ale bisericii, taina spovedaniei, care ne curățește de păcate și ne face nu numai să ne simțim sufletele ușoare și eliberate, ci ne și aduce mai aproape de Dumnezeu, și la taina Sfintei Împărtășanii, care este cu adevărat o hrană și o băutură de care trupurile și sufletele noastre însetate au nevoie. Deci dacă vom ajunge să descoperim aceasta, poate și în noi să strălucească această frumusețe a chipului lui Dumnezeu. Deci spunem, Preasfințite Părinte, că ortodoxul, pravoslavnicul, de fapt, după cuvântul slav, este cel care are un cult adevărat, care aduce tot timpul jertfă de laudă, care laudă pe Dumnezeu. Da, bineînțeles. Și aceasta este poate diferența între ortodoxie și un alt cult neoprotestant, de pildă, deși nu vrem acum să facem judecăți de valoare, dar nu putem să nu afirmăm bucuria de a fi ortodoxi și de a ne trăi ortodoxia și această dorință de a ne mărturisi această identitate a noastră ortodoxă, care, și care se trăiește în biserică. Pentru că în biserică noi avem aceste mari daruri de la Dumnezeu, care sunt sfintele taine, iată taina Sfântului Botez, prin care cineva devine creștin, și care într-o lume, să spunem, neoprotestantă, s-a simplificat foarte mult, deși și la ei există oameni foarte bine pregătiți, oameni care cunosc Sfintele Scripturi, oameni care cunosc teologia,
dar care au o apariție în istorie foarte târzie, undeva la secolul, în jumătatea secolului al XX-lea, și care practic nu au reușit să păstreze ceea ce ortodoxul și într-o oarecare măsură probabil că și catolicul își revendică această, să spunem, continuitate, dar în Biserica Ortodoxă suntem încredințați și avem multe mărturii și multe scrieri ale Sfinților Părinți care se păstrează până în ziua de astăzi, însă și sinodiconul Ortodoxiei, această, să spunem, decizie a sinodului de la 843 care se citește în biserică, este o mărturie palpabilă și vie a vechimii noastre în istorie și a continuității noastre, deci noi am reușit să păstrăm această însăilare, acest lanț duhovnicesc, acest lanț viu de viață din timpul Sfinților Apostoli și a Mântuitorului, prin epoca sinodelor ecumenice, până în ziua de astăzi, și aceasta cred că contează foarte mult. Aici este încă o, să spunem, o mare problemă sau o nevoință, o trebuință a bisericii noastre să reușim pe de o parte să nu ne depărtăm de tradiție și să păstrăm sfintele noastre slujbe și în special Sfânta Liturghie, pe de altă parte să putem ca mesajul acesta să îl aducem în sufletele oamenilor de astăzi, adică să putem să îi cointeresăm și pe ei că Dumnezeu nu este o putere, să spunem, impersonală, despre care cineva ar putea să mărturisească, să crede, să spună, să afirme, eu cred că există Dumnezeu pentru că știu că este o putere undeva deasupra lumii, și noi să-L trăim, să-L experimentăm și să-L dăruim și celorlalți oameni pe Dumnezeu care este în adâncul nostru prin taina Sfântului Botez și prin toate celelalte taine pe care le găsim în biserică. Și sperăm și nădăjdim ca mesajul bisericii noastre să nu rămână doar un mesaj tradițional pentru care unii sunt în stare să-și verse și viața și să spună noi suntem biserica cea adevărată, ci sperăm ca acest mesaj să devină și actual pe limba și pe gustul omului de astăzi și să-l atragă și pe el la Hristos. Preasfințite Părinte, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este sintetizat astfel de Sfinții Părinți, că Dumnezeu s-a făcut om, ca omul să devină Dumnezeu după har. Și prin harul, prin energiile necreate, prin descoperirea aceasta în har, vedem și noi slava lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu. Da, să știți că nu este un lucru chiar atât de simplu. Vedeți că au fost oameni precum Sfântul Grigorie Palama și alți monahi în mănăstire care, să spunem, descătușați în prima fază de grijile mai grosolane ale vieții, spunem nevoile de zi cu zi pe care le întâlnește un om la serviciu sau problemele pe care le întâmpină în cadrul societății, toate acestea le-a lăsat deoparte pentru a-și putea rezerva mai mult timp luptei, cunoașterii proprii, luptei cu sine însuși și apropierii mai mari de Dumnezeu. Și, bineînțeles, între alte rânduieli monahicești, pentru că despre mănăstire vorbim, și ascultării și rugăciunii lui Iisus, rugăciunii în care îl apropie și îl unește pe om cu Dumnezeu, pentru că lumina aceasta despre care am citit la Sfântul Grigorie Palama sau am auzit despre ea, despre care vorbesc de nenumărate ori și slujbele bisericii, chiar dacă nu poartă pe ele pecetea Sfântului Grigorie Palama, teologul luminii necreate, deci toate acestea nu sunt doar niște simple concepte, să spunem, lingvistice, simple cuvinte pe care le rostim, ci ele sunt niște realități, iar omul atunci când se detașează de toate și se adâncește în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și în rugăciune, poate să ajungă chiar și la a descoperi pe Dumnezeu așa cum este și a iubi, adică iubire desăvârșită, lumină mai presus decât și mai înaltă decât lumina soarelui. Dar aceasta nu este la măsurile noastre, noi știm, tot așa, oarecum la un mod teoretic și simțind în un adâncul nostru că sfinții aceștia au mers pe calea cea bună și putem și noi să-i ajungem, ar trebui într-o bună zi să ajungem la acea măsură, dar până atunci măcar avem această încredințare, această bucurie și nădejde a vieții creștinului că nu suntem singuri, că Dumnezeu este cu noi, chiar dacă mai cădem, Dumnezeu ne întinde mâna și ne ajută să ne ridicăm și să mergem mai departe și că, bineînțeles, scopul final, mai ales că viața aceasta nu se termină la 50, 60, 70 sau 80 de ani, pe cât este viața în general a fiecărui om din această lume, ci ea este doar un prelud, doar un început al vieții cele veșnice și dacă vom reuși ca măcar în ultima clipă sau până atunci cât mai mult timp să fim împreună cu Dumnezeu, ne stă înainte veșnicia și în final asemănarea deplină cu Dumnezeu. Știți și dumneavoastră, știu și dragii noștri telespectatori, cum vă place să îi numiți și cred că se simt foarte bine și ne bucurăm că așa este. Într-adevăr, sunt dragi sufletelor noastre, ale tuturor, dar în special ale păstinților și păstorilor bisericii și cred că o spuneți aceasta și pentru că sunteți preoți.
Deci, știm cu toții credincioșii, deci Dumnezeu ne așteaptă și pe calea aceasta nu este sfârșit. Noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, în vederea de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, la a ajunge Dumnezei după har. Acesta este un dar extraordinar, dar chiar dacă nu o să ajungem noi să experimentăm sau să fim foarte încredințați, aici capătul undeva acolo este și înainte ne stă veșnicia. Preasfințite Părinte, spuneți-mi de ce omul de astăzi este așa de încătușat încât el nu își poate lepăda lanțul acesta care îl ține legat de păcat? Pentru că nu mai are timp. Pentru că nu mai are timp și pentru că păcatul are și el o forță, are și el, să spunem, niște lucruri prin care atrage pe om, prin care îl prinde pe om și, în primul rând, este vorba despre plăcerea pe care o aduce păcatul sub diferitele lui forme. Plăcerile acestea mai grosolane sau apoi plăcerile acelea mai înalte. Iată însă și acest fapt după care mulți oameni de astăzi aleargă și anume dorința aceasta de stăpânire sau dorința aceasta de îmbogățire, despre care nu este o noutate. Despre ea ne vorbesc Sfinții Bisericii noastre, Sfântul Ioan Casian, despre cele 8 duhuri ale răutății și alți sfinți în cărțile de bază fundamentale ale Bisericii noastre, în Filocalie în special, așa tradusă și comentată pe larg de către Părintele Dumitru Stăniloae, toate aceste lucruri nu sunt noi. Ori noi, cei de astăzi, oamenii de astăzi, din păcate și prinși de tehnologia și de posibilității lumii moderne, ne lăsăm, să spunem, atrași pe această cale. Pe de altă parte, probabil sunt și greutățile vieții de zi cu zi și această lume din ce în ce mai crizată, dacă putem să spunem așa, adică mai lipsită poate prin grija, în ghilimele, a unora, că nu toți sunt la fel de săraci, dar sunt foarte mulți oameni cu probleme materiale extreme, adică foarte mari lipsuri și aceștia trebuie să lupte pentru a-și câștiga existența lor și viața lor de pe o zi pe alta. Acestora nu le rămâne prea mult timp. Dar și acolo, aceștia poate sunt puțin mai favorizați decât ceilalți care sunt prinși în mreajla altor atracții ale lumii acestea, pentru că atunci când omul întâmpină multe greutăți, cred că una dintre primele reacții ale lui este să strige după ajutorul lui Dumnezeu, să îl caute pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu să, pe de o parte, să îl încredințeze în sufletul lui că nu este singur și pe de altă parte să îl ajute, să-i dorească pâinea cea de toate zilele, nu face parte din rugăciunea pe care ne învață Mântuitorul în Sfânta Scriptură și de care cu toții avem nevoie. Și deci acesta are o șansă mai mare ca să-l regăsească pe Dumnezeu. Ceilalți care sunt prinși foarte tare, de pildă în grija nu știu câtor firme și în problemele politice de astăzi, care sunt fără de sfârșit, iată, sunt și posturi de televiziune la care dezbaterile sunt nesfârșite și subiectele sunt multe. Este adevărat, dar omul prins într-o astfel de discuție foarte puțin, îi va mai rămâne timp, probabil când ajunge acasă, să mai ia o carte de rugăciuni și să citească din Noul Testament sau să citească rugăciunile de seară. Iar omul, dacă nu se roagă, dacă duminica, în loc să meargă la biserică, fiind foarte obosit după o săptămână supraîncărcată, abia apucă și el să se odihnească, își retează din start această cale care îl duce spre cunoașterea și spre asemănarea cu Dumnezeu. Ori acolo unde Dumnezeu se îndepărtează, din păcate se înmulțește păcatul, se înmulțește stresul și toate celelalte răutăți și greutăți ale lumii de astăzi. Preasfințite Părinte, iată o altă frumusețe a Ortodoxiei, faptul că sfințenia trebuie să treacă și în trup și ca dovadă Sfintele Moaște. Deci sfințenia nu rămâne numai în suflet, ci ea trebuie să treacă în trup, să treacă în materie de fapt. Aceasta este o altă frumusețe a Ortodoxiei despre care vorbim azi. Și cred că nu putem să facem o distincție foarte strictă, probabil mai mult a fost de natură filozofică, sau, mă rog, poate chiar de natură medicală, deși și medicii cred că sunt foarte convinși de faptul că între trup și suflet există o legătură foarte strânsă și iată, ei care sunt mari specialiști în a cunoaște și a trata bolile omului, la un moment dat simt că ceva le scapă și că omul moare. Vă dați seama ce legătură fină, ce distincție foarte, foarte subtilă. Deci, dintr-un început, există o legătură foarte strânsă între sufletul și trupul omului. Din păcate, astăzi, o mare problemă a omului contemporan este faptul că poate, din punct de vedere fizic, încă are sănătate sau are sănătate până la un anumit nivel, însă, din punct de vedere sufletesc, el se poate afla într-o mare dificultate și într-o mare problemă și nu puține sunt astăzi cazurile în care omul fie se simte lăsat abandonat,
se simte deznădăjduit sau poate se simte încătușat de niște poveri sufletești foarte mari din care nu mai găsește ieșire, iată să ne gândim din păcate la oameni care teoretic ar fi trebuit să fie foarte fericiți, cum au fost mari artiști sau, mă rog, tineri interpreți ai vremurilor noastre și care au fost adorați și iubiți de o lume întreagă și la un moment dat, probabil dintr-o anumită problemă sufletească, dintr-o lipsă de deschidere a omului către duhovnic și către Dumnezeu prin taina spovedaniei, poate din mai puțină credință în sufletul lui să ajungă să-și pună în capăt zilelor. Deci această povară sufletească foarte mare sau această goliciune sufletească, nu se vorbește astăzi și astăzi despre deprimare și despre alte probleme de natură psihică sau psihologică, psihică mai degrabă. Deci toate aceste lucruri care îi afectează sufletul, bineînțeles că mai devreme sau mai târziu se vor răsfrânge și asupra trupului. Însă biserica noastră ne învață că să ne ducem trupurile noastre duminica la biserică dinpreună cu sufletele, iar sufletele acestea să încercăm să le izolăm și să le rupem, măcar pentru o oră sau două, cât durează vremea aceasta slujbe, de toate celelalte griji și poate acolo încercând să luăm aminte mai mult la viața duminicală și obișnuită și de fiecare sărbătoare, poate nu în locul de fiecare zi, deci încercăm să ne deschidem sufletele la calea aceasta pe care biserica până și în ziua de astăzi ne-o propune, nu care cumva să scăpăm de toate greutățile și poverile lumii obișnuite care apasă pe capul multor suflete și să ne găsim liniștea sufletească. Până vom ajunge la îndumnezeire, măcar să ne regăsim echilibrul nostru lăuntric și sufletesc și aceasta deja este un mare câștig și un dar de la Dumnezeu, un prim pas pe calea aceasta care duce către împărăția cerurilor și pe care ne-o deschide înainte Ortodoxia. Preasfințite Părinte, s-a apropiat finalul. Vreau să vă întreb acum de ce au așezat Sfinții Părinți ca prima duminică din postul cel mare să fie Duminica Ortodoxiei. Motivul pentru care Biserica a așezat Duminica Ortodoxiei ca prima duminică din postul mare este unul istoric. În 9 martie anul 843, după îndelungate discuții și chiar discuții în contradictoriu, dispute, am putea să spun, de natură teologică, chiar lupte, da? S-a stabilit odată pentru totdeauna într-un sinod la Constantinopol că cultul icoanelor este bun și că aceasta reprezintă învățătura de credință a bisericii, oarecum a fost o luptă, s-a stabilit ca pentru veacurile viitoare, prima duminică din postul mare datorită importanței acestei teme și importanței întrupării Fiului lui Dumnezeu și a valorii icoanei în viața creștinilor din totdeauna să fie această primă duminică, Duminica Ortodoxiei. Ne putem gândi însă, Preasfințite Părinte, și la lucrul acesta că omul, dacă spuneam că este icoană, icoana slavei lui Dumnezeu, dacă omul este icoană, este fiul al lui Dumnezeu cu adevărat, atunci și lucrul acesta că în perioada postului omul vine, se smerește, pentru că nu este de fapt la înălțimea fiului de împărat. Așa este, smerenia este un cuvânt cheie și din păcate foarte puțin uzitat și căutat în zilele noastre, dar și toate celelalte virtuți. De fapt, începutul postului înseamnă o nevoință care presupune renunțarea la anumite alimente, dar asta este faza cea mai de jos, renunțarea la păcate, lupta cu noi înșine, cunoașterea poruncilor lui Dumnezeu și apropierea lui Dumnezeu și întreaga această perioadă a postului mare până Duminica Florilor și cu o aplicare specială la Săptămâna Mare nu face altceva decât să ne curețe zgura păcatelor și a tuturor celorlalte acumulări mai puțin conforme cu firea noastră și cu planul pe care Dumnezeu are pentru noi înșine, deci să ne curețe de toate acestea, să ne curățească, să ne sfințească și să ne apropie mai mult de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că într-o zi, bineînțeles că și cei porniți pe calea aceasta vor ajunge să fie și sperăm să fie așa icoane ale Fiului lui Dumnezeu întrupat. Vă mulțumesc foarte mult, Preasfințite Părinte, pentru popasul duhovnicesc la Cuvânt pentru Suflet și vă așteptăm cu drag și în alte ediții. Cu multă plăcere! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă dau întâlnire tot la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet.